La data de 21 august 2012 a fost trimis în judecată inculpatul minor Mezo Gremus Sorin, în vârstă de 14 ani și 5 luni, pentru comiterea unor infracțiuni de viol și corupție sexuală, constând în faptul că la data de 16 martie 2012 a întreținut prin constrângere relații sexuale normale și anormale cu o parte vătămată minoră în vârstă de 5 ani. Aș preciza că cei doi minori se aflau împreună în aceeași cameră, privind de la televizor, și fapta s-a întâmplat în lipsa concubinului mamei părții vătămate, care o avea în grijă pe partea vătămată la acea dată.